Institutul Național de Statistică a analizat tendințele în evoluția activității economice în perioada iulie-septembrie 2021 și estimează că în acest interval de timp prețurile produselor industriale vor crește cu 21%, a lucrărilor de construcții vor fi mai mari cu 38%, iar prețurile de vânzare cu amănuntul vor crește cu 27%. În aceste condiții, senatorul PSD de Maramureș, Sorin Vlașin, se întreabă retoric ce este bunăstarea și fericirea românilor, despre care vorbește premierul Câțu. Am observat cu toții și inclusiv cei de la Institutul Național de Statistică au făcut o sondare și tendințele de creștere a prețurilor încă continuă. Creșteri de până la 38% în perioada septembrie, după care un nou val de scumpiri va veni atât în construcție, industria consumelor, cât și în prețurile materialelor de construcții. Practic, tendințele de creștere sunt neoprite deocamdată. Cred că ne confruntăm cu de la Revoluție încoace cu cel mai mare val de scumpiri într-un interval atât de scurt. Toate investițiile făcute de autoritățile locale sunt afectate de scumpirea materialelor de construcție, iar dacă nu se iau măsuri în cel mai scurt timp, lucrările vor trebui sistate. Îngrijorarea vine pentru lucrările publice, am mai făcut această declarație, nu știu cum vor gestiona firmele de construcții, firmele antreprenori general la șantierele publice care vor fi nevoite să închide șantiere sau pur și simplu, dacă nu vine ordonanța de urgență care poate modifica contractele, cum se vor finaliza aceste lucrări, stadiul de progres al lor, unde se află în procentual între 30 și 60% diferențele de executat, nu știu cum vor fi posibile pe această creștere majoră de preț. Situația de față este una fără precedent. Nu doar România este afectată de valul de scumpiri, ci și întreaga Europa. Însă dacă țara noastră nu va lua măsuri pentru a ține în frâu creșterea prețurilor, atunci investițiile vor intra în colaps.